Fix acum când filmez eu, dar fix acum, băieții mei sunt afară și curăță mașina de zăpadă și sunt foarte fericiți de chestia asta și eu sunt foarte fericită pentru că azi dimineața am ieșit cu Max și a zăpat prin zăpadă. Am filmat o bucățică și pentru Vlogmas. Clipul ăsta o să apară intercalat printre clipurile de Vlogmas sau va fi clip de sine stătător. Nu știu, mă gândesc, oricum de-aia fac și introducerea așa super relax. Tematica la ce o să vorbesc acum este următoarea. Top 10 parfumuri sexy pentru iarnă. Da, adică acele parfumuri care totodată te fac și mai dezirabilă ca femeie, dar din perspectiva mea, și care se potrivesc și cu noul anotimp, și anume cu temperaturi care dimineața sunt puțin sub 0 grade și ziua ajung maxim pe la 1, 2, 3 grade, în fine, da? Deci cam ăsta este contextul. Sunt un pic nervoasă, stai să mă dau puțin la tema de mâini, pentru că o grămadă de doamne care privite chiar și de la un metru, 2 metri, așa cum mergem pe stradă și care își plimbă căței, n-au înțeles încă că printre atributele unei femei sexy există și atributul de femeie îngrijită și femeie care ține la normele de bună conduită socială. Și anume, atunci când ieșim cu câinele afară, oricât de super rasă este câinele nostru sau de cât de elegantă este haina de pe noi, trebuie să ne aplecăm și să strângem rahatul câinelui. Acest lucru ne face foarte sexy pe noi femeile. Da, pare rău că parcă simt așa că strâng puțin zenul, dar am avut această enervare și o am de ceva vreme. Sunt o grămadă de doamne, domnișoare, nimic de zis, unele dintre ele chiar sunt superbe, 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 dar care nu se apleacă să strângă rahatul câinelui și atunci tu poți să fii îmbrăcată în absolut orice, poți să arăți în orice fel, în momentul în care tu nu te apleci să strângi rahatul după animăluțul pe care spui, adică e evident că îl iubești, știi, îl adori, i-ai mai făcut, lua și hăinuță de aia așa, și Max are haină, dar te apleci să-i strângi rahatul. De aceea apreciez foarte mult, culmea, doamnele mai în vârstă sunt ceva mai sexy din punctul ăsta de vedere. Și să mă apuc de, prezenta parfumul. Mă uitam recent la Gavo și mă uitam și la comentariile pe care le-am primit eu în ultima vreme. Probabil că sunt influențate de părerea lui că parfumurile nu se țin în cutii. Cu această ocazie aș vrea să fac așa o scurtă completare. Parfumul se păstrează mult mai bine în cutie. Dacă vrei să-l păstrezi și dacă vrei ca tot ce ține de calitatea unui parfum să reziste cât mai mult în timp. Dacă într-adevăr tu vrei ca parfumul să țină acolo acel termen comercial care scrie pe cutie sau în fine un an, doi și după aia sau îl și consumi într-un an, doi, foarte bine, chiar nu ține cutia, n-are sens. Dar cine ține parfumuri, mai ales care sunt, ele în sine sunt de acum câțiva ani, și anume sunt vechituri, și încă vrei să le menții calitatea și atractivitatea, trebuie să păstrezi cutia. Pentru că ferești de lumină. Parfumurile, de fapt formula parfumurilor, este fotosensibilă. Se degradează odată cu timpul. Firește că timpul are și un efect bun exact ca asupra vinului de calitate. Timpul îi dă, da, depinde cum îl păstrezi, da? Dacă îl ții fără cutie, floșc, o așa, nu e. Deci eu păstrez cutiile pentru că așa am învățat nu de la oameni care fac doar YouTube, ci de la oameni care au învățat școală serioasă și care nici măcar nu au canale de YouTube și nici nu au timp să se uite la YouTube, care au zis, dom'le, dacă vrei să păstrezi un parfum, trebuie să-l ții în cutie, în tot ce trebuie, la întuneric, ferit de umiditate și așa, și el se va păstra exact ca un vin de bună calitate. Știți, acele vinuri de colecție, vin de 100 de ani, de nu știu ce, care se păstrează închise frumos și așa. Bineînțeles că nu reușesc să le
păstrez în cele mai bune condiții la capitolul căldură, de exemplu, pentru că le țin în casă. Adevărat, am ales un dulap care e ceva mai izolat și care stă pe punctul de nord al casei, unde e cea mai scăzută temperatură pe care o pot avea în casă în orice anotimp. Dar măcar din tot amalgamul ăsta de factori să fac ceva bun. Deci nu e greșit, ba chiar e un semn, în primul rând, de respect față de un produs care până la urmă un produs de lux, da, un produs de moft, care nu avem nevoie, adică nu e ca și cum dacă n-am avea parfumuri nu mai putem respira, dar dacă tot l-ai luat, dă-i, știi cum e, dă-i cezarului ce e al cezarului. Și să ne întoarcem la acest factor de sexiness, ca să spun așa, și intrăm în pâine. Da, m-a criticat puțin pentru că nu... cum se cheamă? Nu mi-aranjasem bine camera. Bun. Și nu știu cu care să încep. Eu am ales 10 cu Q cu Vai. Chiar le-am numărat. Rădea și copilul meu. Mamă, zice, ce tot numere acolo? Număr zic ca să fie fix 10. Bun. Parfum sexy pentru mine înseamnă parfum care te face dezirabilă, care te face plăcută, care te face atractivă celuilalt de lângă tine, mai exact în cazul meu. Eu consider persoanele de gen masculin trebuie să simt atrase de acest parfum. Bineînțeles că o femeie nu este sexy doar prin parfum și nu o să fac acum teoria chibritului aici, că știți voi mai bine ce o face sexy decât ce v-aș spune eu acum. Și nici nu știu cu ce să încep. Hai să încep cu chestia asta, din care îmi pare rău că nu am sticlă full size. Este parfumul numit Karma, creat de Mario Galindo, parfumier din Columbia, care are brandul de The Lab. Parfumuri The Lab găsiți la Niche Scent. Niche Scent, repet, pentru cei care tot mi-au scris în ultima vreme, are magazin fizic doar în Arad. Flavius a mai venit și a făcut un eveniment la un moment dat în București, dar n-a venit pandemia și acum nu mai are voie să facă. Dar cei din Arad aveți undeva un magazin fizic unde puteți să mergeți să-și încercați să afume. Karma, nu știu dacă l-are la vânzare Flavius, pe site nu l-am văzut. Așa, dar e un parfum gurmand, vanilat, ambrat. Și are ceva ce nu seamănă cam cu niciun parfum din ce am mirosit, pentru că Mario este un parfumier din Columbia, iar amprenta asupra vieții lui, asupra felului lui de a fi, vine din zona aia în care trăiește. Adică, habar n-am, nu știu cum e Columbia, că n-am ajuns încă acolo, dar în mod cert e complet diferit față de Europa, față de lumea asta în care trăim noi. Cei care probabil ați ajuns în Columbia, puteți să-mi confirmați acest lucru, că acolo este o atmosferă și oamenii sunt receptivi la cu totul alte mirosuri decât suntem noi. Și na, sunt receptivi la salsa. Eu, by the way, am făcut un an și jumătate salsa și mi-a plăcut la nebunie. Aș fi continuat și acum, însă nu am mai găsit cluburi unde să mă simt eu confortabil. Am avut noroc atunci de un instructor foarte mișto cu care am făcut și de un anturaj și de un grup foarte mișto. Dar asta e, nu mai e. Nu mai e ce a fost. Adică, acum ca să mă laud, a fost la un moment dat, da, stați puțin, eu aveam 25-26 de ani, a fost la un moment dat acest club de salsa a făcut un eveniment privat cu Pepe. Pa! Deci, Pepe la vremea aceea întorcea privirile și agita toate spiritele feminine, inclusiv al meu. Eram îndrăgostită la ora respectivă de Pepe, vă spun cu siguranță și cu certitudine, adică, era... Când a apărut Pepe la evenimentul ăla, eram toate pe acolo leșinate pe jos, iar eu eram cea mai leșinată. Nu? Am și CD cu autograful. Bun, dar nici el nu era imun la asta, așa, ca să mai spunem așa din detalii. Adică omul chiar era foarte vesel și relaxat că toate femeile erau călare pe el, ceea ce până la urmă era un latino lover pe vremea aia, latino lover este latino lover. Deci ăsta este, fraților. Spiritul de latino lover este aici, în parfumul Karma de la Gucci Guilty. Și ăsta este un parfum înfructat. Atenție, eu nu o să vă spun acum descrierea de pe Fragrantica, că vreți să mergeți pe Fragrantica, mergeți acolo și le luați. Adică ar fi culmea, eu acum să fac copii pe să fac de acolo. Vă spun ce simt eu.
Asta e ca un parfum care miroase a o piele foarte curată, foarte hidratată și care stă așa învelită în multe mătăsuri și șaluri și a genul ăla miroase, da? Deci a o piele caldă, dar încălzită în sensul bun, adică nu caldă că s-a încălzit de la sală sau că a frecat, nu știu, toată faianța în bucătărie. Miroase a caldă de la altceva. Da, de la ceva mai bun. Mă cert. Da, foarte plăcut și parfumul ăsta. Note fructate, dar fructate de alea. Deci vine să mușc dinții în parfum sau în pielea care este dată cu parfumul respectiv. Să trec să vă zic de Shalimar. Și știu ce să vă spun de Shalimar. Adică eu să vă povestesc acum despre Shalimar, că este parfum sexy. Mi se pare ca și cum v-aș spune, știți, cerul este albastru. Un mare truism. Shalimarul, ce să vă mai spun de el? Ce? Simbolul parfumului oriental, primul parfum iconic, da, știu că acum o să spuneți din punct de vedere cronologic, e Chanel 5 înaintea lui. Așa. Da, e primul parfum care a adus ideea de poveste, de dragoste, de Taj Mahal, de așa. Apropo de asta, că cred că am scris pe blog, dar nu v-am spus undeva, mie nu mi se pare fericită povestea... cum o cheamă, Mumtaz, oare sunt Mumtaz, o chema pe tipa care era cu celebrul personaj după care a fost inspirat parfumul. Pentru că femeia a tot născut și a practic când a murit însoțindu-și soțul în toate ce făcea el acolo. Era cu sute de ani și a murit aducând pe lume un copil, pentru că, în practic, cam asta era misiunea femeilor în familiile regale, nu numai în alea orientale, dar și în alea din Europa. Adică femeia care era producătoarea de viitor, regi, conți, duci, nu știu ce, ea asta trebuia să facă. Să se reproducă. Deci, nu avea, era ca, știi, material de montă, material reproducător, de montă era regele, știi, de multe ori ei se căsătoreau între ei, părinții aranjau, de-aia existau și multe amantlăcuri, pentru că totuși, adică, are și omul o limită. Ei, de-aia mie, de adevăr, e o poveste de dragoste, dacă vrei să vezi partea de legendă, așa, dar femeia a fost chinuită, s-a ajuns să naște, nu știu, parcă la al 14-lea copil, la asta. Băi, voi vă puteți, noi astea care am născut, tu poți să-ți imaginezi chestia asta? Probabil că multe dintre voi când ați auzit să naști de 14 ori, ați cedat un pic așa, ați avut un... Ei, imaginați-vă că femeia a născut de 14 ori, cam ceva de genul ăsta, și apoi săraca a murit, iar soțul ei a fost atât de impresionat încât i-a dăruit post-mortem o grădină superbă, ceea ce iar mi se pare o chestie de... Adică de ce să nu te bucuri de lucrurile astea frumoase și deosebite în timpul vieții? De ce să aștepți să moară partenerul de lângă tine ca să te bucuri de aceste lucruri, să deschizi un imperiu? Acum, închisând această paranteză cu părerea mea personală, parfumul, da, parfumul este... Să vă zic... E un amestec de mirosuri care îți plac și care nu-ți plac, un amestec de... vanilie, ambră, chestii lemnoase, un parfum care te face să te întrebi până la urmă care-i treaba cu un parfum. Ce? De ce simți niște lucruri, de ce nu simți alte lucruri și așa mai departe. Este un parfum care e posibil să nu-ți placă. E posibil să nu-ți placă și dacă nu-ți place, nu-ți place, asta e, mergi mai departe. Ideea că am înțeles că foarte multă lume îl numește parfum de babă, eu mă dau cu el de la 25 de ani. Mi-a plăcut de mai devreme, dar am avut bani să-mi-l iau. La 25 de ani, în mod cert, nu eram babă. Nu. Adică mie și la 28 de ani mi s-a cerut buletinul în baruri atunci când mi-am luat un gin tonic. Sau Campari, ca să vă explic cum ceream eu de obicei în discoteci sau în baruri sau pe unde ieșeam, rugam barmanul să-mi pună jumătate din cantitatea standard care se pune în gin tonic sau în Campari Orange, pentru că nu mă simt confortabil cu alcool. Și practic întotdeauna mai mult îmi luam
paharul cu scop decorativ ca să par și eu cool ca celelalte fete care beiau paharul după pahar. Eu stăteam cu acel pahar în mod mai mult decorativ, ca să spun așa. Da, deci concluzia mea este că totuși eu la 25 de ani nu eram babă și mie îmi place de atunci. Da, dar acum depinde ce înțeleg oamenii prin babă și cu ce asociază acest lucru. Depinde cum au mirosit babele din jurul lor. Pentru că acum, da, în mod cert mă apropii de statutul de babă și nu o privesc cu chiar foarte multă eleganță. Pentru că, slavă Domnului, să fim toate babe tinere și frumoase. Asta zic așa. Ei, în cazul în care totuși vreți să vă împrieteniți cu Shalimar, că simțiți voi așa o pornire din, așa, din străfundul instinctului vostru, pentru că asta e instinctul, te trimite bine. Mai există varianta Shalimar filtră de parfum, care este ceva mai apropiat de Shalimar eau de parfum, adică e un Shalimar un pic domolit, adică notele alea mai necăcioase, necăcioase în prima fază și care par un pic mai greu de digerat, sunt aerisite cu ceva mai multă bergamotă, cu ceva mai multe note citrice. Și cu asta chiar am să mă dau, că nu mă pot abține, stați așa, atâta m-am luptat cu el, i-am dat fundița jos de la gât, cu asta chiar m-am dat și cu ăla dinainte, m-am dat și cu Shalima, da, n-am nicio problemă. Oh. Da, ăsta este mai cu note citrice care au completat și notele acelea vanilate, lemnoase și ambrate ca să-l facă mai digerabil. Bun. Sebon. Deci astea le-am trecut. Hai să, dacă tot am ajuns la Guerlain, să termin și cu ultimul parfum de la Guerlain. Este din Les Eaux de Rituel. Lot de lingerie. Asta este cât se poate de sexy, ăsta miroase efectiv a femeie dezbrăcată într-o pijama, într-o pijama, nu pijama în sensul ăla pe care îl știm. Doamne, întotdeauna am urât pijamalele, nu, adică pijamalele alea clasice, gen alea de moartea pasiunii, exact genul de pijama care ți inspiră, Doamne ferește, ideea de spital, da? Le-am urât, nu le-am suportat nici o dată, nici la ora actuală, nu dorm, am dormit când eram copil, că asta am luat mama, dar din momentul în care am plecat de acasă, exact de la facultate, n-am mai suportat ideea de a purta pijama. Pijama trebuie să fie ceva care să chiar te reprezinte pe tine în partea ta personală și intimă, perfect, ca pe mine nu mă reprezintă deloc acele pijamale care sunt un fel de moarte a pasiunii. Dacă ți-e frig, da, poți să-ți iei mai multe pe tine, dar în niciun caz pijamalele alea super pufoase și care arată de parcă, chiar că parcă ești o babă, așa, o babă nașpa, pentru că sunt babe mișto, sunt babe foarte mișto, vezi Jane Fonda, dar și la noi, și eu am printre cunoștințele mele doamne în vârstă care, da, ele sunt babe de punct de vedere tehnic, dar nu sunt chiar babe. Nu sunt chiar babe la nivel de mindset și cum gândesc și cum vorbesc și așa, iar asta este Eau de Lingerie, exact cum trebuie să miroși când te îmbraci într-o ce vrei tu, adică într-o chestie care oricum urmează să fie foarte rapid dezbrăcată, că practic aici vorbim despre parfumuri sexy, da? Și ăsta are arome de violetă. Violeta este considerată o aromă a inocenței, registrul acela care este și el bun până la un punct, dar e de fapt, știi, cu psihologie inversă, adică uite ce inocentă sunt, dar da, tare bine vreau să parfumul ăsta. Ăsta puteți să-l dați și pe pijama și pe lenjeria de corp, în sertarul, de exemplu, mai dau un sertarul de, da, pe lenjerie de corp, pe prosoape, pe ce vreți voi. Da, e adevărat că costă vreo 90 de euro și cam doare sufletul să-l dai așa peste tot, dar uite că eu tot am dat din el și se pulverizează binișor. Pentru că tot mă întrebați de unde tot cumpăr eu Guerlainisme, cam 80-90% din cumpărăturile mele Guerlain se realizează la Haute Parfumerie Place Vendôme în Belgia, unde se face comandă în felul următor, o să repet de 7 milioane de ori, pentru că în continuare primesc, deși am povestit de atâtea ori despre acest magazin. Intrați pe pagina de Facebook Haute Parfumerie Place Vendôme și lăsați-le un mesaj privat. Bună! Hello! În engleză le scrii. Hello, I am Maria from Romania. I would like to make an order. Please send me the price list.
Oamenii îți trimit o listă cu toate produsele, tu te hotărăști ce vrei, le scrii, le dai numărul de telefon, ei te sună înapoi. Comanda se face la telefon, iar plata se face la telefon, tot la telefon, ori spunându-i omului datele de pe card, ori se mai poate face cu PayPal, cum dorește sufletelul tău. Se livrează doar prin poșta română, dar prin tracking code, ajunge în maxim 10-14 zile, acum cu pandemia depinde cum e. Nu se plătesc taxe vamale, pentru că vine din Belgia. Băi, o femeie sexy trebuie să fie educată și trebuie să știe că Belgia este în Europa, mama măsii, și din Europa când comandăm ceva nu plătim taxă de vamă. Înțelegeți ce vreau să spun? Așa, deci nu plătiți taxe vamale, că primesc în continuare această întrebare. Dar câte taxe vamale ai plătit? Ha! Mă simt ca pe vremea când trebuia să iau viză Schengen. Oh, cât de tânără și zbuciumată eram. Așa, deci nu trebuie să plătiți taxe vamale, vine la poșta normală, îți vine aviz acasă, după aceea te duci și-l iei. Dacă ai noroc să ai un poștaș cu care să te înțelegi bine, s-ar putea să ți-l aduc acasă. Dar na, e poșta română, e încă un serviciu românesc, ca să spun așa. Da, m-am mai ridicat odată de pe scaun. Mai înainte a fost interfonul, acum nu știu ce a adus Max aici pe păturica rost, a făcut jale, nu știu exact ce a făcut, în fine m-am ridicat, am luat păturica, am scuturat-o, whatever. Deci asta e faza. Belgia se află în Europa, da? Deci nu o să plătiți taxe vamale. Plata, dacă o faceți prin card, la telefon. Acești oameni nu sunt niște pirați, nu sunt niște hoți, ei vând piese, ghirlan și parfumerie pe care nu o vinde orice retailer, nu doar în România, ci chiar în Europa. Adică ghirlan nu autorizează orice fel de magazin să vândă ghirlan. Nu știu dacă ați observat că nici în România parfumeriile fizice, pentru că Haute Parfumerie, Place Vendôme, este o destinație de shopping la nivel mondial. Ca să vă explic, atunci când nu este pandemie, sunt oameni din America, Canada, Mexic, Brazil, care vin special să facă o excursie în Europa și se duc în Belgia să facă o vizită la acest magazin și să-și cumpere niște lucruri. În sine, magazinul arată într-un mare fel, n-am ajuns încă la el, dar o să ajung. Și oamenii își adună un an, doi și se duc să... Deci suntem lămuriți și relaxați, nu vă ia, nu vă fură nimeni banii de pe card. Și prin absurd, că mie mi s-a întâmplat să fiu victima unui atac pe cardul de credit, se depune o hârtie către Mastercard, pentru că voi atunci când Mastercard, Visa, ce aveți un card de credit sau un card pur și simplu, voi în taxele acelea acoperiți și o asigurare, ca în cazul în care, Doamne ferește, se întâmplă ceva, se depune o hârtie prin care nu recunoașteți tranzacțiile respective. De Mastercard pot să vă spun sigur, în 45 de zile vă dau banii înapoi. Treaba lor ca după aia să-și recupereze banii este fix a lor. Oricum se vede, adică se vede când acei bani au fost luați și de unde. Mie, de exemplu, mi-a fost clonat cardul și folosit de cineva în Italia, de românii care merg pe Italia, că unii dintre ei se mai ocupă și cu așa ceva. Nu toți, atenție, sunt și oameni care se duc la muncă grea acolo, dar o parte din ei se ocupă și de chestii dintre astea. Bun, deci nu o să vă fure placa, m-am primit și întrebarea asta. Cum să dau datele cardului prin așa? Mâncați McDonald's. Că la, dacă scrie pe el care carne, voi chiar credeți. Bun. Ei, și acum să trecem la un alt parfum sexy. Sexy și răscolitor. Este Noir de Noir de la Tom Ford. Aici intrăm în zona de parfumerie de nișă. Apropo, și ăsta este nișă. Ce înseamnă nișă? Nișă nu este neapărat scump. Asta e o altă chestie pe care, uite, o să o spun așa, un pic cu titlul de... Către toți youtuberii care au început să vorbească despre parfumuri, în marea majoritate a lor sunteți băieți. Nu toți ați spus nu așa, dar mare parte din voi ați indus ideea că parfumurile de nișă sunt neapărat scumpe. Și dacă sunt scumpe, sunt și proaste. Nu toate parfumurile de nișă sunt scumpe, nu toate parfumurile de nișă sunt proaste. E adevărat că în ultima vreme la nișă se încadrează cam multe parfumuri. Ce înseamnă parfumerie de nișă? Parfumerie de nișă este parfumeria creată de diversi parfumieri, nu cu intenția de a merge pe niște trenduri, pe o modă, ci pur și simplu pentru a-și elibera ei creativitatea, pasiunea,
arta, meșteșugul lor, da, să și-l dezvolte. Și ei nu urmăresc niște trenduri sau niște... Adică scopul lor, numărul unu, nu este ăla comercial. Bineînțeles că și ei trebuie să vândă și să trăiască din chestia respectivă. Dar scopul lor, numărul unu, nu este cel comercial, ci undeva mai jos. Unele se întâmplă să fie și mai scumpe din diverse alte motive. Și ăsta, de exemplu, Tom Ford Noir de Noir, care este din seria Private Blend a lui Tom Ford. Atenție, Private Blend, am văzut că unii folosesc terminologia de Private Blend pentru a numi orice categorie de nișă a altui brand. De exemplu, la Chanel sunt les exclusiv sau les exclusiv, uite că nu așa. La Christian Dior are și el o linie care se cheamă Maison, parcă Maison Christian Dior. La ăsta cum se cheamă, Guerlain, sunt mai multe linii, na, les Absolut Dorian, les Parisien, adică care sunt așa, care sunt partea de nișă. La Tom Ford, linia de nișă se cheamă Private Blend, dar celelalte parfumuri care nu intră în Private Blend sunt parfumuri de mainstream, adică parfumuri de mijloc pentru toată lumea, da? Ei, Private Blend-ul lui Tom Ford până la un anumit moment chiar a fost de nișă. Asta este marele păcat al parfumeriei de nișă în anumite momente, că începe să migreze ușor către mainstream. Dar știți cum e presiunea pieței, dacă e presiunea banului mai importantă decât presiunea artistului, se la vi. Tom Ford Noir de Noir este dintre acele parfumuri care își menține atributele de nișă și care după ce o să-l mirosiți o să vă dați seama că nu mănânc rahat. Ca să vorbim, dacă tot am vorbit la începutul clipului de doamnele care nu strâng rahatul câinelui, să rămânem pe aceeași chestie. Este o explozie de ambră, de... Stați așa. Să-l dau unde să-l mai dau. Mamă mia. Este și aromatic, parcă are și fructe confiate. Dar putea ambra să fie undeva ca bază. Este un parfum năucitor ăsta. Uitați-vă pe Fragrantica ca să-i vedeți dacă vreți. Dar atenție, și cu asta cred că o să o repet, o să mă doară gura. Notele pe care le găsiți descrise în Fragrantica nu reprezintă totalitatea ingredientelor și ale notelor care compun un parfum. Un parfum, ca să miroase într-un fel, nu are doar alea 5-6 note pe care ni le spune producătorul ca să avem o idee. Alea sunt ca să te orienteze, știi? Dar un parfum are câteva zeci de note și foarte puțin parfumierile. Nota este diferită de ingredient. Ingredientul e una, nota este altceva. Ingredientul poate să fie altceva, de exemplu, se folosește, of, Doamne, că din iasomie, de exemplu, se scoate molecula care miroase ca lăcrămioarele, da? Din vanilie, vanilia câteodată nici măcar nu e vanilie, e vanilină, cum și în șalimar. În șalimar nu este vanilie naturală, nu e extract, doar astea, edițiile alea nouă, șalimar, Oda la Vanille, Sur la Rue de Madagascar sau nu știu ce, sau Mexico, e varianta așa, alea au în ele vanilie, restul nu au. Ca atare, nici toate notele pe care o să le găsiți înșiruite nici măcar pe site-ul oficial Tom Ford nu sunt de fapt toate ingredientele și tot ce se folosește și nu toate notele. Este diferență între ingredient și notă. Asta este un parfum care miroase parcă a femeie îmbrăcată în catifele negre, grena. Mie mi inspiră ideea unei femei brunete, o tipă gen la Monica Bellucci. Asta mi inspiră parfumul ăsta, asta mi inspiră mie. Bun. Iar dacă voi și acum spuneți că Monica Bellucci nu-i sexy, bine, pa. Sau Isabella Adjani. Brunetele alea care sunt năucitoare, frate. Adică, acum, așa, apropo de asta. Asta este femeie frumoasă. Noi avem, în societatea de astăzi, avem o frică față de atributul de urât, mediocru. Vai, nu, dar toate suntem. Toate femeile suntem frumoase. Băi, una este că toate suntem acasă la noi, fiecare suntem frumoasă în felul ei. Dar în momentul în care ieșim și ne raportăm la tot ce există în societate, eu, de exemplu, nu sunt frumoasă, da? Eu sunt, cum am spus de atâtea ori, sunt o prezență mediocră, dar trebuie să ai simțul realității. Cine este frumoasă în zona, să zic,
a tipologiei unde sunt eu încadrată, gen minionă, blondă, blondă vopsită. Dar mă refer minionă, așa, pe calapodul ăsta, la nivel, așa să zic, public, hai să găsim o fată frumoasă pe care o cunoașteți toți, Kylie Minogue, da? Aia este frumoasă. Și nu mai trebuie să ne simțim atât de vexat. A făcut body shaming. Nu, n-a făcut body shaming. Așa suntem noi, nu toate și nici nu este firesc să ne legăm chestia asta de feminitate obligatorie de cea mai frumoasă. Dar nu e neapărat să fii cea mai frumoasă. Nu putem să fim. Păi ce am fi dacă am fi toți frumoși, toți bogați, toți tineri, toți sănătoși? Păi vorba lui Ion Creangă, nu mai are cine să ne lege ciubotele, știi? Ceva de genul ăsta. Ideea este fiecare să-și vadă locșorul lui. Ok, eu că sunt mai mediocră ca aspect fizic, lucrez la alte lucruri. Aia care e frumoasă în vârf, gen Monica Bellucci, Kylie Minogue, să nu aveți senzația că și alea stau și se mulțumesc. Și alea fac ceva, lucrează pe altă parte. Sau unele nu. Vorbim fiecare de ele individual. Trebuie să ai simțul realității când te privești în oglindă. Practic, din asta eu consider că vine atractivitatea unei femei din sinceritatea ei cu ea însăși. Dacă tu te uiți în oglindă, vai, dar nu, dar eu sunt zuberbă. O, bune, cum ar fi eu acum să mă uit în oglindă și să spun, vai, Anita, ești super. Da, uite, ai o piele frumoasă, n-ai chiar cearcănele atât de mari, uite, da, văd atributele pe care trebuie să le văd. Nu trebuie să văd ce are și cealaltă. Nu știu dacă m-am făcut perfect înțeleasă. Deci, da, Monica Bellucci este o frumusețe. Nu e, și mai e o chestie, nu e suficient să fii foarte frumoasă fizic, adică estetic, și neapărat să fii atractive. Atractiva, atractivitatea este ceva foarte personal, este de unul la unul. Cred că sunt celebre bârfele între noi femeile. Uite-o pe aia cât e de strâmbă și uite băiatul ăla frumos de pică cum stă lângă ea. Tu nu ai de unde să știi ce atractivitate există între ei, da? Sau invers, ia uite ce fată frumoasă și stă lângă bocciul ăla. La fel, atractivitatea nu vine numai din atribute stricto fizice, o să vină și din altceva. Tu nu ai de unde să știi. De-aia se cheamă intimitate, că asta nu a înțeles încă societatea din ziua de azi. Intimitatea este intimitate. Punct, s-a închis. Acolo rămâne, în cuplu. Tot ce iese pe lângă nu mai este intimitatea, sparte intimitatea, nu mai există. Și de asta, mie personal, nu-mi place această supraexpunere a intimității pe care o fac diverse persoane active în social media. Să-mi arăt cum mă pup cu iubitul, să-mi arăt cum mă pup copilul. Păi aia nu mai e. Unde ți mai este intimitatea ta? Eu nu sunt o pudică. Nu am problemă, poți să faci o poză super porno, pentru că o poză porno nu este o poză intimă. O poză porno, industria porno, este o industrie care se adresează unui anumit target de client. Expunerea, nu știu, a organelor sexuale, a nu știu ce, a nudității, nu este neapărat ceva intim atunci când tu asta ești ca meserie. Ai ales să te expui. Da? Aia nu este intimitate. Dacă tu nu ești din industria asta, dar una, două, ba ne arăți un fund, ba ne arăți un nu știu ce, ba cum te pupi cu iubitul, ba cum te ține iubitul, ba cum nu știu ce, ba poză din pat după nu știu ce și ți se vede. E ceva care... Nu spun că nu e firesc ca din când în când, atenție, din când în când ocazional, asta înseamnă că odată la nu știu câte sute postări să mai ai și tu câte o poză sau câte o așa, dar când 4 poze ok, 3 poze cu expunerea intimității tale, înseamnă că există o mică problemuță și nu ar fi rău să consulți un psiholog care să aibă și veleități de sexolog. Iar asta nu eu o spun cu ironie, este o chestie pe care noi ca societate modernă, mai ales astăzi în 2021, trebuie să o îmbrățișăm. Trebuie să ne bucurăm de faptul că există această deschidere și câte o educare a poziționării tale față de intimitate și față de sexualitate și față de toate lucrurile astea. Că de-aia societatea asta o ia raznă și suntem... Că avem senzația că tot ce ține de sex și asta e un fel de McDonald's. Dar nu e. Bun. Cinema!
De cinema n-am auzit păreri foarte bune din zona de YouTube în general. Așa, din zona de reviewer. Uite, tot că m-am întors la Gavo. Gavo, nu știu ce am cu tine. Pentru că mie, ți-am zis și cu alte ocazii, îmi place foarte mult vocea ta. Cred că ai o voce de radio foarte bună. Cred că tu ai spus că este un parfum de femeie de moravuri ușoare. Băi, așa o fi, nu știu, e a mine a doua sticlă. Nu... N-am veleități pentru profesia asta. Este, da, este într-adevăr un parfum care miroase o femeie foarte exuberantă, să spun așa. Fructe, zemoase, ceva dulce acolo, ceva gurman, citiți. Este un parfum din epoca aia mișto a parfumurilor de la Yves Saint Laurent și dintr-o epocă când se scoteau parfumuri nu ca acum pe bandă. Pentru fetele care o să chițe acum, Yves Saint Laurent libre, Yves Saint Laurent libre, Yves Saint Laurent libre sau libră, je ne sais pas cum ar trebui să-i spunem, asta este cinema, nu cinema. Da, știu că acum o să sară o grămadă de fete, vai, Yves Saint Laurent libre, libre in dans, că este mișto, că Yves Saint Laurent libre, în primul rând, nu YSL, băi, când aud YSL, mor. Pe acest... super bărbat. Adică mie mi se pare Yves Saint Laurent de o... Ah! Da. Yves Saint Laurent este, din punctul meu de vedere, doar atât cât l-am văzut în... Că nu l-am văzut în realitate, că nu mi-a dat Dumnezeu șansa asta, sau mai bine că nu mi-a dat-o. Este acel bărbat cu o masculinitate care pur și simplu te... Da, că el era gay, n-are nicio importanță. Era bărbat. A fost bărbat și Dumnezeu să-i odihnească spiritul și sufletul acolo unde este. Da, uite că deja m-am tulburat. Nu, Yves Saint Laurent este ceea ce numesc eu o prezență masculină care te... Adică nu ai cum. Te uiți la el și te întrebi, Doamne, ori mai fi exemplare ca astea, te rog frumos, Doamne, să mai scoți niște exemplare de astea, dar nu să scoat. Asta e. Și cinema nu are nicio legătură cu noua generație de la Yves Saint Laurent, Libre, Black Opium. Atenție! Nu înseamnă că Black Opium, Libre sunt nașpa și că cinema opium ăla vechi sunt mișto. De parte de mine acest comentariu. Este o diferență pur și simplu de încadrare și de diferențe între societate. Pe vremea când a ieșit cinema, nu exista această nebunie de a scoate parfumurile pe bandă. Femeile aveau o raportare a lor la feminitate ceva mai firească. Iar astăzi femeia este altfel. Femeia de astăzi, femeia, mă refer, femeia care acum este în plină ascensiune, gen femeia între 20 și 30 de ani. Mai exact, când s-a lansat Yves Saint Laurent, operații estetice își făcea foarte rar și nascuns și cât se poate de delicat, așa, adică era o chestie, o purtai ca pe o cedare a vanității tale, adică băi, asta e, nu mi-a dat Dumnezeu țâțe, totuși sunt în zonă de asta publică, mă duc, frate, caut cel mai bun chirurg din lumea asta, mă documentez, mai am, mă duc și mi le pun. Acum să-ți pui silicone este fix ca și cum ai merge să-ți faci un detartraj dentar. Adică așa este privit și industria s-a dezvoltat în așa fel încât, mare minune, faci un credit de consum, un 5.000, un 10.000 de euro, te duci cu alea, nu am să ajungi pe la București, că sunt și prin provincie acum chirurgi, ți-ai pus pac, deci feminitatea este privită mult mai superficial, pot să spun. Atenție, nu este rău. Și este pur și simplu ceea ce a ajuns omenirea acum. Ei, Yves Saint Laurent, Libre și Black Opium e o categorie de parfumuri dedicate acestui fast moving, acestui consumerism pe zona de ce înseamnă femeie și frumusețea femeii, iar Yves Saint Laurent Cinema vine din acea zonă în care femeii îi place să-și contemple feminitatea și să o ia ușor.
Și dacă vreți să ajung până în zona asta a erotismului, femeia care se dă cu cinema Yves Saint Laurent face dragoste lent, normal, frumos și așa, pe când aia care se dă cu Black Opium și cu Libra face sex sportiv, ceea ce nici ăla nu-i rău, adică amândouă sunt bune. Depinde în ce cantitate. Doamne, la ce chestie am ajuns. Dar, na, vorbim despre parfumuri sex. Și repet, sunt părerile mele personale, accept cu mare plăcere contraargumente construite cu eleganță, așa cum le-am spus și eu. Nu? Că n-am făcut aici... Adică eu mă simt foarte confortabil să vadă oricine acest clip. În momentul când ți-e jenă de acel comentariu pe care l-a lăsat, pe asta de multe ori mă uit la unele comentarii lăsate de anumite individe sau anumite persoane care îmi comentează aici și mă întreb, dar oare ele nu se simt prost când lasă acele comentarii? Adică pentru ele, în primul rând, ce tărie de caracter sau tocmai ce probleme de caracter ai putea avea dacă lași un asemenea comentariu? Da, în fine. Under my skin. Ei, Francesca Bianchi, cum se spune, grație, mulțumim cerului că e italiancă, thanks God you gave us Francesca Bianchi. Exact cum, cum se zic în spaniolă, Dios te agradezco por Mario Galindo, dacă cumva urmărești clipul ăsta, dar nu cred că ai avut răbdare. Așa și cu Francesca. Să mulțumim cerului că avem pe Francesca Bianchi și că avem un parfum ca Under My Skin. Under My Skin este exact... Băi, era o melodie. I got you under my skin. Pam, 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 nu? Cam așa era. Bun. Asta e. Yeah. Ce înseamnă să intri pe sub pielea cuiva? Înseamnă că îi cunoști foarte bine pielea. Cam asta înseamnă. Pai de viața mea. Da. E un parfum care pe mine m-a năucit. Prima dată mi-a trimis Flavius 2-3 mililitri într-o chestiuță micuță și când l-am mirosit am zis, frate, eu trebuie să am acest parfum, eu trebuie să-l cumpăr, i-am și zis. Deși culoarea spune tot, în general parfumurile astea închise la culoare sunt parfumuri cu greutate, cu corpulență, cu opulență, cu tot ce vreți voi. Da, este și persistent. Doamne, 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 să fie persistent, da, este foarte persistent. Ăsta este atât de persistent încât chiar trebuie să faceți duș de două ori ca să se ducă mirosul. Este ambrat, este cald, este ca o îmbrățișare acest parfum și pă, ăsta s-ar putea să vă scoată un instinct bun din voi, persoanele care poate încă nu v-ați descoperit, nu vă simțiți încă confortabile, vorbesc de femei, dar pot să vorbesc și de bărbați, pentru că sunt și bărbați care s-ar da cu așa ceva. Da, e un parfum care te ajută să te redescoperi, te ajută să înțelegi cam cum trebuie să miroase un parfum care să facă pe cineva să dorească să intre sub pielea ta în sensul bun al cuvântului, sensul figurat, evident, în sub piele ca un ac care îți bagă botox. Nu, nu asta. Under My Skin, Francesca Bianchi, tot la Niche Scent. Arată. Și mai avem, uite, Opium. Și l-am luat pe vapeur d'opium, pentru că, opium, pentru că multă lume spune, bă, e greu. Pe când s-a lansat, e greu opiumul ăla, opiumul clasic. Adevărul e că, știu când Yves Saint Laurent a lansat, pentru că el chiar a mirosit. Asta a fost unul dintre parfumurile pe care... Dar cred că și pe cinema l-a mirosit. Pentru că... Stai mă să mă uit. Nu mă uit, dar știu că am citit. Pe vapeur d'opium, care este flancăra lui opium, nu cred că l-a mai mirosit Yves. Nu, nu mai avea cum. Dar... el este o variantă mai ușor digerabilă și respirabilă pentru cine nu poate să ducă opium, pentru că opium este într-adevăr un parfum oriental în stilul lui Shalimar, dar mirosind cu totul altfel și dându-ți și o senzație de ceva narcotic, ceva năucitor. Asta dacă ești mai slab de înger așa și băi, cum miroase asta, băi, nu pot să miros așa ceva. Dacă ești relaxat, zen, păi zici, mamă, cât de bine miroase.
Iar vapeur d'opium este varianta lui opium, ceva mai respirabilă, pe care s-o poți purta și ziua și pe care se zice, uite, da, poți să o porți la o primă întâlnire. Dacă porți opium la prima întâlnire, dacă e o persoană mai tradițională sau o persoană mai... nu știu, o persoană care vrea să miroși așa clișeistic, standardizat, știi? O să zic, mamă, ce pute asta să... Dar încă nu te cunoaște, încă nu știu. Și atunci cu vapeur d'opium poți să... nu știu, miroase și asta. Da. La vapeur d'opium ai, ai acea bază orientală, acea bază năucitoare a parfumului adevărat oriental și îndulcit așa cu puține note fructate florale, ca să nu... Florarele de-alea blânde, așa, blânde ca o mângâiere. Deci îl face, de-aia zice vapeur d'opium, adică vapori, ce... vezi, vine și din ritualul acela oriental, pentru că ritualul oriental spune că ei au în casă undeva unde se îmbracă, un loc unde pun să ardă acolo rășini, nu știu ce, și trec hainele pe deasupra sau trec chiar ei îmbrăcați, ca efectiv aburia să se ridice, să treacă prin, prin haine și să te învârli așa, da? Ăla e ritual arabesc de, da, oriental. Că nu cred că lor le place când zice cineva parfumuri arabești, cum nici francezilor nu le place când cineva parfumuri franceze. Și dacă sunt franțuzești, ce? Mă duc eu acum, iau trenul, trec colea granița un pic, intru la francez și fac un parfum. E parfum franțuzesc, este făcut în Franța, e ciuciu. Dacă l-am făcut eu, e pișii de maimuță. Îmi cer scuze față de maimuță, că am șinit-o. Bun. Și închei, mi-a fost foarte greu să aleg de la Chanel un parfum. Foarte greu mi-a fost. Și l-am ales pe Allure. Și am ales varianta ăsta, parfumul pentru păr. Pentru că, uite, asta e altă chestie. E foarte important ca în ritualul unei femei care vrea să accentueze partea asta de atractivitate, de sex appeal, să aibă și părul care se miroase frumos. Pentru că, na, când există apropierea, când există afecțiunea care se materializează, omul îți spune, adică vă mirosiți, vă așa, și atunci e frumos să miroase și părul, dar nu să miroase, parcă s-a dat cu șampon uscat Batist. Apropo, cu ocazia asta, un sfat așa de, știi, ca de soacră, de babă, cum vreți, voi luați-l ca atare, măi fetelor. Când vă duceți să vă întâlniți cu un băiat? Chiar dacă nu aveți timp să vă coafați, măi mamă, spălați-vă pe cap înainte, uscați-vă. Chiar dacă nu reușiți să-l coafați, măi, dar duceți-vă cu părul curat. Nu vă duceți cu șampon uscat. Nu, dar le irită nasul când se înceapă să vă pupe și așa, și-și bage nasul și le intră făina aia de la Batistă în nas și în cleu și alea, vrea și el să-ți facă așa. Cum să-ți facă dacă tu ai ăla, cum se cheamă, Batistul și pe asta și plus că este umplu și lui unghiile de făina aia din, da? Deci, în mod normal și pentru voi, Batistul, șamponul uscat, uite la ce am ajuns, șamponul uscat se folosește în situații de maximă urgență, gen, nu știu, ai avut o zi de căcat, ai avut mult de muncă, ai făcut și mâncare, nu știu ce, și bă, și fix în seara aia trebuie să duci la ședința cu părinții. Da, normal că dai cu șamponul uscat, de acord. Sau trebuie să te duci să plătești la bancă, sau trebuie să te vezi cu nu știu cine acolo. Dar când te-ai întors acasă, te spăla pe cap. Te-ai spăla pe cap. În niciun caz nu mergeți la întâlnire, nu. Dar nici pentru voi. Șamponul uscat a fost creat ca produs de urgență, nu ca produs de zi cu zi, nici măcar săptămânal. Că mă îndoiesc că în fiecare săptămână aveți câte urgență. Organizați-vă, mamă, organizați-vă, vă spălați. Și ăsta exact miroase... Deci mie asta îmi inspiră o gagică cu părul ăla lui, cum o cheamă? Farrah Fawcett, nu? Parcă, sau erau actrițele alea, și Brigitte Bardot cu părul ăla așa, știi? Îți imaginezi o gagică de aia. Da, și Catherine Deneuve, deși Catherine Deneuve a avut mult timp părul cam așa. Dar, în fine, imaginați-vă pe Brigitte Bardot cu un păr de la așa vâlvoi de pe plajă și nu știu ce. Că de bine miroase. Deci exact asta mi inspiră mie Chanel, Chanel Allure. Și Hermistul este ceva mai ușor. Nu știu dacă are și alcool în el, oricum. Trebuie să dai cotonă să-ți ardă părul. Ai văzut-o de două ori și s-a terminat. Și acum...
eu la fel sunt un spirit foarte realist. Sunt convins că aici, la mine, se uită o grămadă de femei care în momentul ăsta sau care nu vor să investească în parfumuri, care nu au posibilități financiare sau care au posibilități financiare, dar care consideră parfumul o... Dar să dau eu pe bune, să dau pe ăsta 90 de euro? Păi că 90 de euro mi-au o carte, are dreptate. Sau cum, așa. Și atunci există varianta Infinite Love, iar la Infinite Love găsiți aceste parfumuri numite Repeci. Uite aici am replicat la Samsara, că mi l-am scris. Este, vă zic din casă, sper să nu se supere oamenii de la casă, dar l-am descoperit. Este K189, miroase fix ca Samsarau de la Guerlain. Și pe asta l-aș fi pus în categoria parfumurilor sexy, dar am vrut să mă limitez la 10. Haide, mă focalizează, da? Acum știu că sunt cutiile noi și sticlele noi, dar cred că pe K189 mai găsiți. Și ăsta miroase ca Samsara. Aducea Samsara este cam... Are nota aia de santal. Aia o are... Cum se spune? Irefutabil, ca să spun așa. Dar nu, normal că nu este Samsara. Este cam... un 90% ca miros din Samsara. Duce înspre Samsara, dar nu este Samsara, pentru că el este o replică, este cât se poate de tot ce înseamnă parfumerie de replică legală, este o afacere corectă, este un business care până la urmă se adresează unui alt segment de consumatori, altul decât cel care dorește neapărat brand. Sau altul decât cel care dorește să investească în parfum. Cunosc și o grămadă de oameni, și cu puțin bani, și cu bani așa, 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 și cu foarte mulți bani, care în capul lor spune clar, eu nu vreau să dau banii pe parfum, nu vreau să... Pentru mine parfumul este ca și săpunul, ca și pasta de dinți. Și atunci e logic, n-are sens să dea, chiar dacă ai, chiar dacă tu ai salariul 10.000 de euro pe lună, dacă tu pentru tine nu înseamnă nimic parfumul, uite, cu 60, 70, 80 de lei, îți iei un parfum replică care vreau să super decent. E sănătos, e safe, e testat, e toate alea, ai vreo nelămurire, intri la ei pe site, vezi exact cum îi cheamă, ai cu cine să vorbești, ai cu cine să te lămurești. Asta a fost clipul, doamne, l-am terminat. Clipul cu cele 10 propuneri de parfumuri sexy, deși de iarnă și pe care să le puteți purta și iarna, cred că bate Max. Da, voia să intre Max, bineînțeles. Aceasta a fost propunerea mea de 10 parfumuri sexy pentru acest final de an. Lăsând la o parte tot ce v-am povestit și în acest clip și în alte clipuri despre parfum. Parfumul este o experiență personală. Ține de intimitatea ta, ține de ceea ce îți place. Că ție îți place un parfum de 10 lei, de 50 de lei, de 10 milioane, de 100 de milioane, nu are nicio amprenta asupra calității tale ca om. Nu te face cu nimic mai bun sau mai rău faptul că folosești un parfum care costă 10 lei sau 50 de lei. Are în schimb o amprentă negativă și spune lucruri urâte despre tine atunci când folosești parfumuri fake și le și promovezi și spui despre ele, vai cât sunt de bune și nu știu ce, că sunt o alternativă, așa. Are o amprentă urâtă despre tine când lauzi un parfum pe care nu l-ai folosit foarte mult și nu ai o experiență personală cu el, ai doar un brief care îți spune că trebuie să spui lucruri pozitive despre acel parfum. Pe de altă parte, înțeleg, încerc să mă pun și în locul omului care câștigă doar din partea de content. Este o diferență și în chestia asta. Nu este o problemă că iei bani, că ai vorbit despre un parfum. Este o problemă dacă ai luat bani și ai vorbit lucruri care nu te reprezintă despre un parfum. Sau ai spus lucruri care n-au nicio legătură cu persoana ta. Nu că tu ai spus, dar nu, dar eu sunt sincer. Faptul că ai spus că ești sincer nu are nicio relevanță. Cred că ăștia care, de fapt, oamenii ăștia care spun foarte des, vai, dar sunt sinceră, dar nu știu ce, de fapt ăștia nu prea sunt, știi? Lasă faptele să vorbească despre tine. Colecție de parfumuri, din punctul meu de vedere, poți face dacă îți face plăcere acest lucru și dacă nu este ceva împovărător pentru tine. Dacă tu faci colecția de parfumuri doar ca să demonstrezi ceva ce de fapt tu nu ești, aia este de fapt doar un semn al vanității tale.
Iar vanitatea este, din punctul meu de vedere, este virusul, și vanitatea și ipocrizia sunt viruși foarte nașpa de natură morală și emoțională pentru ființa umană de la începuturi și până în anul 3000. Fă-o pentru că așa îți place ție, fă-o pentru că așa te reprezintă. Iei un singur parfum și ăla te face să te simți fericită, este foarte bine. Te simți fericită având 100 de parfumuri, foarte bine. În schimb, nu fă chestia aia să fie împovărătoare și pentru tine și pentru cei din jur. Pentru că este parfumeria asta este în mod cer ceva superficial. Adică omul este un artefact, un produs pe care omul l-a făcut și acolo în interior, a făcut și sticluța. Adică nu e ceva, nu e ca și cum, bă, dacă nu avem parfumuri, începe un nou virus. Nu! Omenirea poate trăi milioane de ani, bine mersi, fără parfumuri. Este o chestie a noastră, este o chestie de plăcere. Cred că asta diferențiază un pic omul de celelalte viețuitoare. Avem acest cult al plăcerii, al... Te place să avem lucruri care să ne gâdile partea asta de plăcere, de emoțional, chiar și de sexualitate și așa mai departe. Da? Deci bucurați-vă de parfumuri, creați o legătură cu adevărat intimă și personală cu parfumul, nu pentru ceilalți, nu pentru cel de lângă tine, ci pentru tine.